Ana Maria Popescu, prima medaliată a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a sosit marți la prânz în țară, câștigătoare a medaliei de argint în proba de spadă individuală. Ana Maria a oferit primele declarații la salonul oficial al aeroportului Henri Coandă, acolo unde a fost întâmpinată de către oficial ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Ministerului Tineretului și Sportului, Federației Române de Scrimă, Clubului Sportiv al Armatei Steaua, de rude, prieteni și de foarte mulți reprezentanți din mass media. Bucur să vă văd pe toți aici. Este foarte important pentru noi, pentru sport în general, măcar la Jocurile Olimpice să ne întâlnim și să ne vedem. Pentru că indiferent dacă ne întoarcem de acolo cu medalii sau fără, noi muncim la fel. Și noi și antrenorii noștri. Am în spatele meu 4 oameni. Atât am avut la Jocuri. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, pe lângă ei am avut ca sparring partner sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate, pentru că nu mai am alții. Îmi doresc tare mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul ăla pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Și credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu e problemă, mai avem timp să mi-l dați. Și să facem o sală nouă pentru copiii aceia. Bun. Așa cum am spus imediat după competiție, povestea acestei aventuri e incomensurabilă. Am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate și practic asta vreau să se înțeleagă. Nu contează culoarea medaliei. Mi-am demonstrat mie, pentru că am zis de la început că vreau să ajung la Tokyo pentru mine, dintr-un egoism pur, mai pur ca ăsta nu cred că există. N-am mai vrut de data asta să confirm, n-am mai vrut să am validarea nimănui, am vrut să merg acolo să văd dacă sunt în stare să fac ceva pentru mine. Și am făcut. Și dacă eu am reușit cu siguranță fiecare copil care intră într-o sală de sport sau merge pe un teren de sport, trebuie să înțeleagă că are o șansă. Iar noi e de datoria noastră să-i susținem. Și atunci când sunt jos, mai ales atunci când sunt jos. Anul trecut, în luna iulie, abia renunțasem la cârje. Învățam să merg din nou. Și acum am întors cu o medalie, chiar de argint, de la Jocurile Olimpice. Dacă eu am putut, oricine poate. Visați, oameni buni. Visați și credeți în visul vostru, chiar și atunci când pare imposibil. Și pe lângă asta, țineți-le pumnii și când aveți nimic de spus despre sportivii români, măcar nu spuneți. Și vă mulțumesc că ați venit aici. Următoarea competiție la care Ana Maria Popescu va participa este Campionatul European de la Plovdiv din luna septembrie.